Semnul Apocalipsei, râul Eufrat, se usucă. Cercetările indică faptul că râurile Tigru și Eufrat au atins cel mai scăzut nivel din istorie. Profeția biblică anunță semnele apocaliptice, unele par să fie foarte clare. Salutare dragii mei și bine ați venit la un nou material. Se pare că râul Eufrat seacă, iar acest lucru nu este bun pentru că este unul din semnele apocalipsei pe care o să ne lezăm imediat. Haideți să trecem la material și să vedem cu exactitate ce spune textul din Apocalipsa 16 pe 12 fapt ce spune Biblia, ce spun și oamenii de știință până la urmă și de ce uh, secarea râului Eufrat reprezintă un motiv de îngrijorare. Textul din Apocalipsa 16-12 spune Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Textele următoare la fel sunt foarte clare, având în vedere ce se întâmplă în jurul nostru și tensiunea în Orientul Mijlociu, unde ura împotriva evreilor se acumulează pe zi trece. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care se mânau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i stringă pentru războiul zilei, celei mari a Elohimului cel atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Apocalipsa 16 pe 12 Deși Biblia nu dă detalii cu privire la modul în care acest lucru ar avea loc, de anul trecut, oamenii de știință avertizează că râul Eufrat și Tigru, principala sursă de apă potabilă în Orientul Mijlociu, se usucă. Motivul pentru care îi invoc pe cercetori, este modul necorespunzător prin care Irak, Turcia și Siria folosesc apele acestor râuri, și anume pentru agricultură. Există șapte baraje pe Eufrat în Turcia și Siria, potrivit oficialor irachieni. Aceste baraje și-au redus volumul de apă care nu s-a mai pomenit în toată istoria. Unii cred că ar putea să ajungă în curând la jumătate din ceea ce a fost, și se pare că nu există semne de revenire. Oamenii care locuiau pe malurile Eufratului asistau la retragerea apei. Prin urmare, au fost forțați să-și abandoneze fermele. Astfel, pescarii și fermierii săraci continuă să fugă în orașii mai mari în căutare de lucru pentru a beneficia de. Indiguri, ale Apelor Eufratului și Tigrului, Irakul a construit două baraje pentru irigații agricole și de control al inundaților, când țara încă aparținea Imperiului Otoman. Dar la începutul anului 1990, Siria a redus fluxul de apă din râul Eufrat spre Irak la 75%. În același timp, oficialii turci spun că apa din Eufrat și Tigru s-a născut în Turcia, care le-ar da dreptul de a devia apa și de a construi baraje pentru dezvoltarea regiunii. În timp ce guvernele acestor țări își susțin părerile contradictorii, apa, râul Eufrat seacă. Tot mai rapid. Sateliții israelieni au detectat cea mai mare pierdere de apă din tigru și ofrat încă din anul 2003, a recrat Alex Vișnițer, director al companiei Aplor din Israel. Aceste râuri pierd în fiecare an o cantitate de apă suficientă pentru a satisface nevoile zecilor de milioane de oameni care trăiesc în regiune, în funcție de normele de utilizare regională. Era publicat un articol pe această temă. În ultimul uh, său uh, articol al unei reviste științifice de prestigiu, rezultatul unui parteneriat între Institutul Tehnicon în din Israel și Goddard Space Flight Center de la NASA, Cercetarea s-a bazat pe date colectate pe o perioadă de 7 ani de către sateliții izraelieni care monitorizează schimbările globale în rezervele de apă. Datele arată un ritm alert de secare și de declin în stocarea apei de pe tigru și ofrat a spus țări, aproximativ 60% a fost drenată prin pomparea de apă, care de obicei crește în timpul și după secetă în această regiune. Conform datelor colectate, nu poate fi menținută această medie apei și nu va trece mult timp până când paturile de apă se vor usca pe deplin. Informațiile provin din mass media israeliană și New York Times. Un verset din Biblie ne arată situația referitoare la această temă, așa că recomand tuturor să facă o lectură mai atentă și a celorlalte teme pentru a putea înțelege profețiile ca un întreg. Multe texte depind și de alte pasaje biblice pentru înțelegerea lor dar unele sunt în mod clar literare și de înțeles, cum ar fi avertizarea despre seceta de pe ofrat și următoarele versete care prevestesc duhurile necurate care duc la călcarea poruncilor și orânduielii Creatorului. Și următorul pas, un conflict major care va implica multe țări care vor invada Israelul cu scopul de a-l șterge de pe harta lumii. Este evident că mulți cred că este nevoie de ceva magic sau aproape instantaneu ca aceste lucruri să se întâmple, dar știind profețiile, vei observa că multe evenimente se sfășoară de zeci de ani, uneori secole, dar scopul lor este atins. Din luna mai acestui an, locuitorii din nordul-estul Siriei au semnalat scăderea dramatică a nivelului apei pe fluviul Eufrat, care își are izvoarele pe teritoriul Turciei și alimentează tot nordul Siriei localnici din regiunea kurdă, a proclamată, autonomă și controlată de către forțele democratice siriene, acuză autoritățile turce că monopolizează această resursă prețioasă prin numărul și capacitatea supradimensionată a barajelor pe care le construiesc pe teritoriul Turciei. Nivelul apei nu a fost niciodată atât de jos. În zone a devenit aproape un pârâu, Turcia a blocat practic Eufratul, spune autorul unui video filmat pe 29 iunie aproape de orașul Raka și distribuit intens pe rețele sociale de la începutul lui iulie. Ne îndreptăm spre colaps, sirienii nu mai au acces la apă, iată ce a mai rămas din Eufrat. Regiunea cunoaște o scădere continuă a nivelului de apei de la sfârșitul anului 1990 în cauza un proiect turc de hidrocentral denumit Anatolia de Sud-Est. Acest proiect cuprinde 22 de paraje și 19 centrale hidroelectrice care exploatează apele râului Tigru, ce alimentează Iracul, dar și Eufratul, sursa de apă esențială a Siriei. Cel mai mare baraj al proiectului, barajul Ataturk, este amplasat pe râul Eufrat. După ce intră în Siria, afluviul Ofrat ajunge la barajele de la Tigirne, situată în districtul Majb, în Amonte, față de barajul Tabca. Tabca, situată în provincia Raqqa, în sudul Mandibujului și Al-Bah, la 20 de km în nordul orașului Raqqa, în nord de țării. Din 2017, cele trei baraje se află sub controlul administrației autonome de nord și de est a Siriei, dirijată de forțele democratice siriene curde. Deja în aprilie, debitul mediu ale ofratului la intrarea din Turcia în Sirie era de 200 de metri cu pe secundă, mai exact 200, 300 de metri cu pe secundă, mai puțin decât ceea ce prevedea convenția dintre cele două țări, și anume de 500, a precizat administrația autonomă generală a Barajelor în ziarul cotidian așrac al Zvat. Cam atât a fost, dragii mei, și în acest material. Sper că v-a plăcut. Voi ce părere aveți de secarea Râului Eufrat, care este un semn prevestitor din Biblie în partea Apocalipsei și de asemenea evident și desecarea râului Tigru, având în vedere că toate că ambele râuri reprezintă o sursă de apă potabilă pentru foarte mulți locuitori din Orientul Mijlociu, ceea ce nu este niciun semn foarte bun din punct de vedere umanitar. Vă aștept opinia în comentarii, noi ne auzim cu noi materiale și vă doresc mult succes în absolut tot ceea ce faceți.